Vandalii au distrus mașinile la numai câteva ore după ce proprietarul le-a recuperat de la ADP. Au stat în curtea societății aproape 2 săptămâni după ce au fost ridicate de pe domeniul public. A făcut o confuzie, crezând că eu lucrez, colaborez cu ADP-ul și a avut probabil un necaz cu ei și a făcut o răzbunare, de altfel greșită. Indivizii au lovit fiecare părticică din cele 3 mașini și le-au tăiat cauciucurile. Proprietarul a făcut imediat plângere la poliție. În baza celor sesizate, la fața locului s-a deplasat o echipă de criminaliști care și-au desfășurat activitatea pe linia lor de muncă, iar în continuare cercetările urmează să se desfășoare pentru identificarea celor vinovați. Oamenii legii îl vor audia pe proprietarul mașinilor pentru a afla dacă bănuiește cine ar fi putut să-i provoace paguba. Polițiștii încearcă să găsească și martori care ar fi putut să-i vadă pe vandali în timp ce acționau. Paguba depășește 5.000 de euro în condițiile în care 2 dintre autoturisme sunt de lux.